G2A e pentru tine, prețuri mici pentru oricine. Găsești multe detalii în descriere. Bine v-am găsit la un nou episod din stranastră de House Flipper, oameni buni, astăzi o să ne mutăm din acest studio, o dura destul de mult, însă am terminat noul DLC, HDTV DLC și am zis, mă, hai că dacă totuși am deblocat toate casele, să alegem una în care să fie noul nostru studio, aici avem frumos și această, <laughs> rămân tot timpul imit când o văd, avem și această noptieră, buguită, am zis să o lăsăm acolo și de asta o să și păstrăm acest studio ca o casă secundară, zicem așa, numai pentru noptiera aia buguită care rămâne acolo până când mă gândesc să mă noptiera, dar așa va rămâne ca să am și eu o mândrie, bă, am buguit odată ceva într-un joc, bine, nu-i prima dată, da, mă rog, în House Flipper și hai să vedem care îs noile case, era fain dacă să le pui pe, puteai să le pui pe categorii, însă merge așa, uite, casa bătrânei și are aici semnul cu HGTV DLC și aici are semnul de la celălalt DLC cu Garden Flipper. Oricum pe toate le găsiți pe Geo, o să vă las linkuri în descriere, ca să pe stâlpi, Așa, casă de izolată, e asta, dar nu-mi place, mi se pare și mică. Casă cu vedere la mare, bun, asta îmi place cum arată. Și avem două etaje. Și oare mai avem ceva? Uite, le mai avem pe astea. Dar parcă, casă în lângă mare, parcă m-aș duce... Mamă, cât de mare e asta? 183 de metri pătrați, n-am nevoie de chiar atât de mult. Casă pe coasta albastră. Ar merge asta, dar nu am niciun... Stai, avem aici o terasă. Da, uite, avem aici. Deci gata, o să avem un nou studio cu vedere la mare. Hai să-l cumpărăm cât e, numai 435.000? E ok, mergem la noua casă și să vedem cum arată, oricum o să vindem tot din ea, o să spargem toți pereții și o să o aranjăm de la mamă exteriorul ăla cât o să dureze să-l fac, <laughs> pentru că îl curățăm noi, dar vreau să fie diferit puțin, deoarece dacă dăm noi aici și dăm la, 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 la pereți, panouri. A, ah, nu panouri las? Nu mai avem noi și alte panouri cumva? Dacă dăm aici la pereți și la, pan la panouri. Ia uite, cât, câte tipuri de panouri avem acum. Însă, pentru exterior, cred că tot rămân cele mai bune, nu? Hmm, deci doar o să curățăm casa pe exterior, cel mai probabil. Și ia uite, putem să intrăm pe aici direct, bam, bam, intrăm. Și, mauleo, trebuie să vindem tot, 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 tot. Ne scăpăm de toate astea. Facem curățenie și, Mama, că de șmecher arată pe aici. Ușile astea să dispară, baia, tot, 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 tot. Și tu, hai, toată lumea. Vai, câte chestii avem de vândut de pe aici. Mamă, și cărțile astea, vai, uite-te, cine o sta să pună toate cărțile astea. <laughs> ok, am înțeles. Mai uitați-vă câte cărți sunt pe aici și astea, astea dispar, aici avem un mic spațiu, după aia dispare și usa. usa, usa asta, da? Și pătuțurile astea, mai sus, stai așa să și urcăm, să vedem ce găsim prin partea asta. Mamă, mocheta asta, uite cât de urât arată, se potrivește bine cu astea, dar o să dispară toate și îmi place cum avem aici bucătăria, totul. Și atunci la... mamă, cum arată dulapurile astea de -o? Vai <laughs> Și hot aia Ok, hai că ne-am scăpat de toate Ne scăpăm și de tine Și de voi doi Și de tine Ce mai avem pe aici? Avem o baie, nu? Deci în parte. Deci avem sus Un living Cu o bucătărie, o baie și o mică terasă Vedem, poate punem ceva și aici pe terasă Un șeslong Un, un fotoliu, ceva Un ușa asta dispare Bă bune Ușa asta dispare și ea Și o să mergem dar îmi place cum arată pereții. Deci pereții chiar cred că o să-i păstrez așa din lemn. Și numai aici în baie o să modificăm toate astea. Și o să sparg și peretele ăsta care arată. Sau să nu spui că peretele ăsta nu-l pot sparge. A, ah, ba, pot sparge. Foarte bine. Mă așteptam să nu-l pot sparge când am văzut acolo pe hartă. Dar, a, o schimbat și harta e mai gros puțin. Ok, deci, acum că am vândut toate nebunile astea, putem să ne apucăm liniștiți de curățat și de spart pereți. Acum arată alt altcumva, însă trebuie să scăpăm de tine, trebuie să scăpăm de tine. Va trebui să curățăm și geamurile și dacă dăm tab, am mai făcut, uite, demolări. Mamă, stai că aici la demolări mai avem cu multă forță ciocan mare profesional, gata. Avem un ciocan mai mare, ia uite, bam, ăla-i. Și acum, nu putem, a, dăm mai repede, a? da, uite, dăm mult mai rapid față de celălalt. Am înțeles, măcar merge treaba mult mai rapid Și acum când îi de demolat Nu mai avem chiar atât de De mult de stat și acum dacă dăm aici Bum, s-o dus tot peretele Ați văzut, ține totul de manevre aici Trebuie să vindem și usa, asta, da? Foarte bine și acum În partea asta, mă gândesc că aici Putem să lăsăm așa cum e, adică n-ar trebui Să modificăm mai nimic Eventual vreau să le sparg astea Că nu-mi place cum arată aici și după aia suntem rezolvați. Oricum mă gândesc că pereții ăia pe care... Nu au căzut de tot? Ok. Mă gândesc că pereții ăia pe care am demolat noi jos nu o să putem să-i refacem, adică nu putem să refacem culoarea asta sau stai. Stai, stai, stai. A, și mai avem cu un punct. Ok, am upgradat și acolo. Deci la magazin mergem la pereți, la acces, la panouri, da? Și mergem jos de tot la astea roșii. Astea roșii nu le putem nu, nu le putem lua pe alte culori. Nu știu ce are paleta de culori și ce nu. Adică nu pare să le pot schimba. Efectiv, asta e culoarea. Uite, avem, le avem pastea. Ok, pe care le putem pune jos. Și cred că se exact ca și astea Nu, hai să facem o mică, să facem o comparație. Bun, te luăm pe tine și te punem acolo, da? Da, uite, astea Ăla e frumos, am rezolvat. Am rezolvat cazul, știm ce punem mai jos însă trebuie să schimbăm podeaua și bine, până schimb, să schimbăm podeaua trebuie să facem și curățenie și sus atunci cred că o să rămână în felul ăsta, adică aici nu mai schimb, nu mai spargem nimic, nu mai facem nimic, doar punem mobilă și cam atât, însă bine, vă dați seama că pe jos trebuie să aranjăm exteriorul casei, deci o să mai avem ceva de lucru. Am rezolvat căsuța, adică bine, mai mult pereții și podeaua, am pus frumos parchetul ăsta, pereții am făcut pe toți să arate cum trebuie și am făcut aici cele două băi, o să avem două băi, în partea asta o să avem baia cu cadă și în partea asta sau o să avem vai de serviciu, cred, foarte frumoasă cu un mic duș, în partea asta nu cred că e mai mare dușul de atât, o toaletă, o chiuvetă și cam atât, iar sus am pregătit din nou, ia uitați ce frumos arată acum cu parchetul acesta și avem aici bucătăria, în partea asta alătă ar o să fie o baie cu o cabine de duș, o toaletă și o chiuvetă, o să le pun rapid off camera și vreau să văd cum stă treaba cu ușile, a da și parchetul ăsta care mi se pare că arată bine, chiar se potrivește cu ce mai avem pe aici și hai să vedem niște uși, da, dăm aici la uși ferestre, dăm direct la uși, O oh, stai, nu, aici, și în partea asta. Dăm, mamă, cât de bine arată ușile astea. Ok, hai să luăm pe asta, o luăm pe alb și ar trebui să o punem mai în coace, nu? Cred că așa ar trebui să o punem. Oh, dar n-are, de ce n-are prag din la jos? Ce urât poate să arate fără pragul la jos. Vai. Da, stai, nu? Ah, ok. Mamă, stai că acum se deschide încolo și după aia se deschide încolo? Um, uh, ok. Lăsăm așa, cred. În partea asta avem nevoie de ușă la baie, oricum, uși ferestre. Să vedem ceva ușă la baie. Cred că o ușă din asta simplă, albă, eventual, ca să, De fapt, oricum, e numai ușă. Asta sunt uși de intrare, oricum. Ușa din față, ușa de intrare. Atunci o să fie ușa asta albă, ca de obicei. Să fie așa mai basic treaba, dar... Stai, că am pus noi cam prea în față. Hai să punem noi mai în spate puțin. Deci cam așa, Nu? Da. Mamă, iar am pus-o prea în față, dar cum pot? Cum le nimeresc așa? Stai că nu mai înțeleg nimic. Deci, tu vii aici și vii așa. Și atunci în partea asta arată cum trebuie, nu? Da, așa am nimerit-o cum trebuie. Hai să mergem jos și să punem încă o ușă în partea asta. Cred că o să fie tot ceva alb, însă vreau să văd o ușă de... uite asta sau asta? Ușă de intrare Sambrian. Mă arată bine. Hai să o punem aici. Și are... Uite! Nici asta nu are prag Și asta trebuie pusă mai în spate Vai, ce n-aș pasușile astea care trebuie puse mai în spate Am <gântu -i> vrut să scot toporul să rezolv Dar bine, oricum, exteriorul casei De fapt, mai bine zis, grădina O să facem noi Dar stai, nu putem să ne punem așa? Ba da, uite și Altfel, dude, uite Altfel, mai în interior puțin Însă arată cum trebuie Atunci o să punem și pe cea de sus Exact la fel Mai în interior însă să arate cum trebuie Hai să scoatem oh, Avem alea acolo Stai așa, va trebui să le rezolvăm și pe alea însă aici am zis că punem ușa asta. O să fie două uși diferite, însă măcar să arate bine. Ia uite așa, nu? Da, perfect. Și atunci, mamă, să vede ăla acolo. Cum pot să-l înlocuiesc? Stai, 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 stai. Deci dacă dăm pe aici, ia uite, cu asta putem să... Da, uite, putem să punem acolo. Și atunci merge ușa asta mai în față, merge chiar mai bine mai în față. Ia uite, învățăm și noi lucruri noi pentru că n-am mai făcut... Asta ar fi, nu? Da, asta ar fi ușa pentru că n-am mai făcut designuri de ceva timp, să zic, propriile designuri. Ia uite, acum arată cum trebuie. Altă viață și jos, stai. Jos nu cred că putem să ducem parchetul mai în față. Și stai că, de fapt, o să o să aranjăm noi sus acolo. Și acum hai să ne să facem și băile să arate frumos, iar apoi trebuie să decorăm toată casa, să facem aici frumos studio în parte de jos și în parte de sus facem living-ul cu bucătăria. Au și aici și o cameră, dar vedem noi cum le aranjăm. Am aranjat băile, aceasta ar fi baia de sus, unde avem rapid o cabină de duș, o toaletă, o Chiuvetă și în partea asta avem oglinda Însă nu știu de ce nu ne reflectăm Nimic, nou, oricum avem și luminile astea Și în partea asta avem acest mic suport De prosop. cred că trebuia să vină Unul și aici, însă stai așa Hai să dăm noi direct aici la Accesorii de baie Și să punem un prosop, da? Punem prosopul ăsta, care o să fie pe Ia uite, prosopul asta aici Să te ștergi pe mâini, ia uitați-vă cât de bine arată Hai să închidem și să mergem Jos și o să vedeți la ce mă refer cu oglinda Intrăm aici și ia uitați-vă, oglinda asta are reflexie, uite, închidem ușa. Oare o închide? Da, uite, o închide. O deschidem și s-o deschis. Bun. Acum, ideea ar fi că am pus aici această cadă, am pus în partea asta să avem un mic calorifer și aici tot așa suportul plus dacă pornim lumina, ia uitați-vă, avem neonul acolo, avem becul frumos și îl închidem și mergem mai departe. La următoarea baie am făcut aici. Deci cred că dacă punem aici un zid, era prea amuzant să te duci prin un coridor, așa 3 metri, 3 metri. Hai că bine. 3 metri până la baie și după aia să până la toaletă, mai bine zis. Și uite, și asta are reflexie, mai de sus, n-are și nu înțeleg de ce că sunt exact aceleași oglinzi, însă luminițe la fel frumos. Și aici avem, bine, pe lângă cabina de duș Poți să intre și pe aici și pe aici E destul de, de asta am luat o chiuvetă atât de mică Să putem deschide ambele uși aici în caz de nevoie Și cam asta ar fi cu băile Acum trebuie să ne apucăm de partea asta Aici cred că o să avem un felul următor Un pătuț prin partea asta Și studio o să fie, sau să avem un pat pe aici Hmm, Cred că mai bine patul în partea asta și studioul pe aici, cred că asta ar fi cel mai bine. Iar sus trebuie să facem un living și pe lângă living-ul ăla mai avem nevoie de o bucătărie și că mai ar fi în partea asta de sus, cred că nimic mai mult. Am pregătit acum toată mobila de bucătărie, bine, cred că o să mai punem pe aici, însă vedem imediat. Deci în partea asta cred că ar merge direct cuptorul, după eventual unul din ăsta micuț, da, să-l punem direct aici. Să vedem cum ar fi în colț, da, să vină asta așa. Și o cap pe cuveta la fix? De fapt, oricum, chiar dacă venim cu chiuveta mai încoace, o să venim cu această mobilă. Și uite, te mutăm și pe tine mai încoace și aia avem destul spațiu. Și acum, tu poți să vii direct, sau stai, dacă te punem, stai așa, dacă te mutăm pe tine aici, așa la fix, tu vii încoace, te punem pe tine în partea asta, nu să folosesc o combinație de marmură și nuc francez, pentru că arată super bine nucul ăsta, nu știu, chiar îmi place foarte mult cum se combină. Și acum eventual în partea asta sus, direct vreo 1, 1, 2, 3. 3 bucăți și altă viață, nu? Aproape la fix, 3 are frumos. Pe care le punem înapoi acolo Și acum ar mai trăi în partea aia ceva Însă vreau să luăm noi Un mozaic de porțelan gri da? Cu nuc și cu alb Ia uite, altă viață Și pe tine o să te punem direct în partea asta Sau îl putem, stai, îl putem pune aici? cred că îl putem pune aici, nu? Da, și arată bine. Și atunci va trebui să venim tot roată. Dar cu ce venim? Două secunde să mă gândesc aici. Deci, venim cu încă un set din ăsta. Așa cu marmură. Și deasupra să venim noi cu o plită. cum ar fi de asta. Stai. Hai să mergem cu încă ceva pe colț. Te mai luăm pe tine o tură. Mă gândeam că o să fie toată, dar se pare că facem aici o dită mai bucătăria direct, ia uitați-vă, bam, altă viață. Eventual, cred că tu poți să rămâi acolo, nu știu ce să zic despre tine sau oare putem să-l punem aici pe colț? Opa, lăguț, puțin lăguț. Dacă îl putem pune fix pe colț, da, ia uite, merge și ce e acolo în spate? Nu mai e acolo în spate. Și atunci, în partea asta o să vină o plită, hai să vedem la, 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 bucătărie și echipamente electrice, A, aici avem plită de inducție, asta dacă e mai scumpă, știți cum e, mai scumpă e mai bun, nu neapărat, dar o punem aici. Și atunci avem o bucătărie destul de mare, eventual încă un covor o să mai avea nevoie și vreau să mai adaug și niște accesorii pe aici pe acolo. Acum când intrăm în casă putem să observăm că am pregătit aici măsuța asta să fie locul de la masa și am terminat de detaliat bucătăria, adică avem aici un alta și am zis să nu mai adaug sarea și alte lucruri pe aici pentru că, să presupunem că spirin dulapuri, da? Și nici, am zis, nici farfurii sau astea, că îs tot așa pe aici. Pă, aici, pe jos, frumos, un alta... u, uh, hai să închidem astea. Și acum, ideea ar fi în fermător că trebuie să facem aici un mic living. Și exact asta o să facem, o să dăm aici, o să dăm la mobilier și o să dăm la canapele. Să vedem niște canapele. Eventual găsim ceva mai... Hmm. Cred că m-aș tot pe ideea clasică. Deci avem multe modele noi, m-aș duce pe ideea clasică pe care o facem de obicei. Pentru că majoritatea modelelor noi dă din astea foarte, foarte mari Adică puteți observa și aici Nu, nu mai uitați-vă cât de mare e asta Adică merge Bă, stai așa Stai așa Cum mi-a venit o idee Deci putem să luăm una din asta Cât de mare ar fi? nu e chiar atât de mare hmm, Dar nu, nu, stai, stai Hai înapoi Și luăm canapeaua aia gigantică, da? Canapeaua asta Magna Ok Și atunci Pe ce culoare o luăm? O luăm pe crem, dar parcă n-aș vrea ceva să fie... N-aș vrea alt fel, dar nu cred că găsim alte culori, nu? Da, asta e faza cu culorile. Deci sunt foarte mult să găsim niște culori care sunt... Uite mă, cafea brună. ăla dude. ăla ai ăla -i, sau bej. Nu, m-aș duce pe cafea asta brună. Da? Și... Vai, stai că asta e de cel... Dar merge și așa. Merge în felul ăsta. Ia, bă, stai. Ducem pe tine mult mai în spate, nu? Asta ar fi și ideea să te duci mult, mult, mult și încolo cât de mult poți, atât. Stai așa că trebuie să mă apropii eu ca să văd care ar trebui să fie colțul aici. Așa, e foarte greu când trebuie să... Ia uite, gata, asta ar fi manevra. Atât de mare o să fie toată nebunia și poți să treci liniștit pe aici. Și acum, în mijloc, ce o să punem noi? Vă dați seama că o să punem direct de la mobilier, direct de la măsuțe. O să punem o masă din asta. Ia uite cât de mare îi. Hmm, aș vrea ceva pătrat, sincer să fiu. Acum e pe colț, vreau o masă pătrată, nu vreau din asta rotundă, pentru că ne trebuie ceva mai mări cel puțin. Uite, ceva de genul ăsta, numai că mult mai mare. Da, găsim noi oare? Găsim, uite, asta. <laughs> Aoleu, dacă de înaltă e, nu. Nu, 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 ceva pătrat. Uite asta, masă din Ok, ok, n-am mai zis nimic. Am găsit masa asta gigantică și cred că o să fie perfectă pentru ce vreau să fac. Adică, am prăjit acolo primul monitor, după aia mai avem de cumpărat încă două. Da, unul care o să vină în partea asta așa, rotit, și unul care o să vină în partea asta, la același nivel, da, tot așa rotit. Asta ar fi setup-ul momentan și acum ce mă interesează, avem nevoie de un mousepad care o să vină în partea dreaptă, așa, împreună cu un mouse Atât și asta îl luăm tot așa pe albastru. Îl întoarcem frumos, bam, pornim luminile. Hopa, așa toate luminile să fie pornite, frumos. Să avem RGB-ul la blanau acolo. Acum, avem nevoie și de fapt, nu, hai să lăsăm scaunul pe final, da? Avem nevoie de boxe, da? Avem nevoie de niște boxe și pe lângă asta cu boxele avem nevoie de tastatură. Pune tastatura în partea asta. Pare că tot timp veți vrea să mi-o pună. A, tot îmi place măcar că sunt wireless, sincer să fiu. Mamă, cum luminează, du de deci nebun. deci că-s nava extraterestră, hai să le oprim. Hai să le oprim, că nu mă fac lag și nu e ok. Acum, un microfon care o să vină, din păcate, aici. Atunci mutăm tasatura mai în față, sau... Hmm... Stai așa. Ui. Nu, stai, mută-te tu acolo, du-te tu mai în față și acum te mutăm. Aoleo, lăguțul ăla blana om. Bun, gata, am rezolvat. Și ce mai avem noi nevoie de aici de la ziua jocurilor video? Ne mai trebuie scaun, boxe și un controller, da? Sau chiar două controlere. Unul să fie în felul nu știu, tot rămând pe ideea asta de albastru deschis. Și încă unul care să fie total invers și îl punem în partea asta. Da, avem și două controlere, foarte bine. Din păcate, mouse pe doi așa foarte mic, dar n-avem ce să facem. Și mă interesează în felul următor două boxe din astea care să vină pe alb. Alb cu gri sau cu, nu, alb cu gri. Și avem de pus, mamă, cât de mari sunt boxele astea. Stai așa. Să punem una în partea asta Și, oh, 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 stai, că încă, încă le mai avem Încă una în partea asta Cred că acolo, nu? Sau chiar mai încolo puțin Cred că undeva în felul asta Să presupunem că sunt centrate, da? Să presupunem, mă, per total, da Sunt destul de centrate Și acum, mai avem nevoie oare de ceva de aici De la ziua jocurilor video Eventual unitatea Ce fel de gamers de noi fără unitate Și să o punem direct aici Sau să o punem Jos, cred că aș pune aici în partea stângă mai bine, hmm. Hmm, 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 hmm. arată ok, arată ok, pe tine te lăsăm așa și eventual mai avem nevoie de un, dar stai că dacă avem web-ul, web, -ul, web -ul trebuie să-l punem din alte părți și avem nevoie și de niște căști, totuși să le avem noi acolo și per total avem un setup bun, însă vreau și un scaun și luăm atunci un scaun de gaming de aici și luăm din partea asta, luăm pe alb să arate acolo frumos. Bam, ia uitați-vă ce frumos. Dar web ăla, da, web ăla mă interesează foarte mult, așa că dăm la ocazional webcam. Și web ăsta nu știu unde, dacă -l... cred că trebuie să-l punem neaparat aici. Și atunci te punem pe masă, mutăm calculatorul în partea dreaptă și punem web ăsta în partea dreaptă, așa. Cred că în felul ăsta ar fi cel mai bine. Ia uitați-vă, altă viață. Avem acum studioul nostru de game, bine, studio. -ul. PC-ul nostru sau setup-ul nostru de gaming și m-ar mai interesa în partea asta altă, să pregătim ceva plus camera noastră care o să fie pe bine. Camera noastră e multă, sunt pătuți în alta, o să vedeți voi mai imediat. Deci am renovat casa cu vreo 56.000 de lei, hai să intrăm în ea și să vedem ce am reușit să facem cu această sumă. Oricum am reușit să facem destul de simplu, adică puteam să detaliem mult mai mult, însă am zis să rămânem la un nivel de simplitate destul de bun. O să vedeți imediat. Deci, aceasta ar fi livingul, aceasta ar fi bucătăria cu locul de luat masa, asta ar fi baia de la etaj și avem cel mai important lucru, această priveliște la mare. Nu mai uitați-vă cât de fain se vede de aici. Și avem și uite casa vecinilor, frumos. Avem și curtea asta pe care o să o renovăm într-un videoclip următor și acum dacă mergem în partea asta de jos o să ajungem la studioul nostru care îi la parter. Am pregătit zona de unboxing aici frumos, în partea asta trebuie să niște figurine, însă din păcate n avem figurine și aici pe peretele ăsta lipsește ceva, dar mă mai gândesc puțin până încheiem și noi. Așa, astea două rotite, ăsta ar fi setup-ul nostru, am pus și agenda frumos să fie acolo, luminițe, tot ce trebuie, am pus acest candelabru, avem baia asta mai bine, mare, mult spus, avem baia asta mai intimă aici și în partea asta avem bai așa pentru pentru viteză, da, mergi rapid, faci un duș ai plecat sau lucruri de genul acesta, frumos pătuțul și avem acvariu, pornește lumina mamă și peștii ăștia se mișcă nu mă mai întreb de ce este la când intrăm pe aici pentru că sunt peștii ăștia foarte activ pe aici, zicem așa și vreau să mutăm biroul aici și stai așa, o să fie la parter, frumos, da deci, așa oh, stai așa am, primit și un achievement, ok, sau nu, laptopul, hai să lăsăm aici, da, mai aproape de intrare, ca să nu mergem tot timpul până în colțul ăla și o să-l lăsăm direct, opa, direct, băi, așa. Acum, în partea asta, cred că mi-a venit o idee ce o să facem, da, dăm aici, dăm la cameră, dăm așa și ăsta de 1,7, nu? Ar merge? Da, ia uite. De ce să n -ai, sau nu, chiar de 1,5. De ce să n-ai un tablou de un metru jumate pe un metru jumate cu logo-ul canalului tău. Adică, de ce nu? Până la urmă, asta înseamnă să fii mafiot. Așa asta e uh, finger cracking-ul din, cred că așa, așa se numea, din uh, Tokyo Gul, Pentru cei care întreabă de ce ai patru degete. Îs uh, patru și asta mare îl pușcă pe cel uh, pe cel arătător. Așa, în rest, cred că asta ar fi. Nu mai am ce să vă prezint pe aici, însă vreau să lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți ca în următorul episod să ne ocupăm de zona asta de aici pentru că avem o grădină mare cu iarbă netăiată și am putea lucra pe aici să facem o grădină mai interesantă puțin și trebuie să curățăm aici, nu? Da, gata, am curățat și acolo. Bun, cam atât ar fi și cu acest episod, sper v-a plăcut, dacă da, și ce aveți de făcut și nu uitați să în descriere găsiți link către trebuie la g 2 în cazul în care vreți să vă luați și voi House Flipperul, ul Garden flipper -ul, sau HDTV DLC mai ieftin decât pe Steam. Noi o să ne revedem data viitoare, până atunci, toate cele bune, aveți de voi, eu am fost Blushman, la revedere! We'll be right <laughs> back.